Hai să luăm băieți și bine găsit la un nou videoclip. Astăzi am făcut Mico Rank 35, noul brawler care este extraordinar de bun și o să vedeți treaba asta imediat. Desigur, apăsați butonul de like să facem mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, iar noi haideți să trecem la Primul video. meci, bai, suntem aproape de 1000 de trofee, după care o să punem ultimele meciuri de rank 35. Am zis că o să-l punem și pe acesta pentru că suntem contra Mauri, parcă Ghil și cu încă cineva. Și mi s-a părut destul de interesant, așa că am zis că o să-i punem și pe aceștia pentru că sunt player mai buni și mai am câteva meciuri contra ei. Desigur, suntem aproape de un Camico, mi se pare că este pe la vreo 990, undeva pe acolo. După care o să continuăm cu rankul nostru. Bă, da, ce dă ăsta cu Mauri ăla lui, cu brawl-ul lui nou. Îmi vine skin-ul ăsta, îmi place extraordinar de mult, bă, deci mi se pare genial rău de tot. O să sară aici, poate bat Spike-ul, de fapt oricum îl bat. Bă, ce bine am dat timing-ul, ok. De fapt nu prea e bine că ne luăm gol. Sau? Aba nu, hai că a dat throw, că nu mă spawnam în timp, spawnam în timp. Și cred că putea să dea gol acolo lejer Mauri, dar Spike-ul ăsta mă o să pună probleme că dă el hiturile alea lui nesimțite, dar ne luăm gol aici din păcate. Da. Bă, e ok, putem să recuperăm, sunt și la un hit de ultimată și dacă am ultimata pot să omor pe absolut oricine, în afară de Mico, că la oricum îmi sare din ultimată. M-a murit al nostru și nu e bine. Sau? Ai călbat aici, bam bam. Am avut și cât de bine a dat gadget-ul. Și el a aterizat fix la fix. Wow. Păi, nu știu, ar zice mai mult că au avut noroc, sincer să fiu aici, decât au avut un noroc, mă, ce drept, chiar au avut noroc. Hai să mergem în Spike, pentru că ăsta are cel mai mult damage. Spam-ul frumos autoimul, îl batem, Ligerianus. Nu știu exact de ce. Cum are... Pă, what? Cum are mă ăla? În fine. Omul chiar a avut 30 de hituri. Nu știu exact cum, dar a avut 30 de hituri. În fine, nu e nicio problemă. Suntem aproape din nou de ultimată, dar bă, hai că e gol ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a făcut ăsta play-ul vieții, cred că cu Macy, cred. Cred. Că nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar important e că dăm gol, nu? Adică important e că am dat gol. Sunt aproape și de ultimată și de hypercharge și mai am plus un gadget. Are și gestia mea hypercharge-ul. Hai că am dat gadget-ul ăsta în cap, poate-l și omul, na, nu, că n-apuc. Ia, mă, dă-le gol. Dă-le gol. Bine, mă, bine. Bine că o da gol, că meciul ăsta nu prea am jucat cine știe ce, dar erau player buni, mă, erau player foarte, foarte buni. Deja ne apropiem de rank 35, așa că mai avem nevoie de 3 meciuri, deci 3 meciuri mai avem nevoie. Și am dat din nou de Ghil. Deci e din nou Ghil cu Maru parcă și cu încă cineva, nu mai știu, Uriel parcă, ceva de genul. Deci sunt din nou player foarte, foarte buni, dar bă, am început bine, am început super bine, am aproape ultimata. Avem controlul, avem gemuri, avem de toate, îl avem și pe Filip acolo care are poziție super, super bună. Trebuie eu să mai fac ultima. Dacă fac ultimata pot să bat pe absolut oricine, chiar și pe Rosa care nu știu exact ce face, de tot merge în față drept. În fine, avem ultimata și a dat și gadgetul plus l-am bătut. Deci e important că l-am și bătut. Pentru că Rico îți dă un gadget și ești efectiv mort. N-ai ce să-i faci, așa că hai să-i dăm ultimata. Mergem din nou pe Rico Fleandă ăsta că poate să pună multe probleme. Avem deja 8 gemuri. Și așa că hai să-l omorâm frumos pe Rico. Bam, bam. Hai să... Bă, sincer, o să-i distrug tureta. O să-i distrug tureta pentru că asta a venit omul meu în mine, dar aproape și... Aproape l-am omorât. Dacă mai avem acolo un hit sau mi se încărca mai rapid hitul, îl și omorăm pe 8-bit. Dar avem 10... Bă, ce rapid a mers meciul ăsta. What the heck, Romania se întâmplă. Am dat și slow-ul ăsta, hai să-l și omorâm pe Rico. Bă, sincer, a mers extraordinar de rapid, n-au luat băieții niciun gem. Nu știu ce a făcut asta cu Rosa. În fine, ciudat rău de tot. Deși sunt player foarte, foarte bun, nu știu exact ce a făcut cu Rosa, că parcă l-a ținut foarte bine, înseamnă Filip. În fine, da, deci era Ghil cu Uriel și cu Maru. Bă, noi suntem aproape, mai avem nevoie de încă două meciuri pe lângă asta. Haideți că ne-a găsit și nouă următorul meci, deci ne mai trebuie încă două dacă nu mă înșel. Sper că nu mă înșel. Și face Mico rank 30, bă, e extraordinar de OP brawlerul ăsta. Fie de la BB pot să-i fac manevra asta de aștept până dă hitul. După care oricum tot eu o să am avantaj, că mă sar peste hitul ăla și tot eu o bat.
Dar da, bă, e extraordinar de bun. Hai că l-am urât și pe ăsta. Bine. Bine, zero de tot. N-a avut reacție să sară. E bine, mă, e bine. Bă, sincer, cel mai mare counter, cred că, pentru Miko ăsta e Mortis. Bă, deci Mortis nu-l poți nimeri. Și efectiv tu nu mai ai hituri, el are hituri și tot el te bate. L-am bătut frumos, dar oricum, cea mai pe chestie la Miko, o să fiu eu gemcare-ul de acum înainte. Pentru că oricum au adversari, au Miko și e mai bine așa, stau eu gemcare-er, iau gemurile, sar, bla bla, știi că nu mă vă prinde băieții ăștia. Și e mai bine așa, decât să le mai ia banii că poate îl omoară ăla cu Miko și aiurea, dar vedeți și voi, pur și simplu iau gemurile și sar pe aici de colo-colo, țopă-i pe aici. Am luat bine, hai că luăm și noi gemul ăsta și cam aia e. Sărim aici din mine să nu cumva să ne riscăm. Dăm frumos low, îl și batem. Bă, extraordinar de OP barolul ăsta, bă, eu v-am zis că e super, super bun. N-am pierdut nimic cu barolul ăsta, pur și simplu câștigi tot, tot. Și când au ăia avantajul, efectiv, dacă îți faci ultimata și te duci în gem carrier, îl rupi, îl zăpăcești pe gem carrier-ul lor. Și am făcut de multe ori treaba asta în meciuri, dar na, ce pot să zic, au fost adversari ușori de fapt ăștia. Haideți să trecem la ultimul meci. Meciul de rank 35 pe Miko Fleandă, bă, Miko Fleandă, da? Meciul de rank 35, să vedem ce reușim să facem. Au Squeak, cred că pe Squeak-ul ăsta pot să-l bat. Așa că hai să sărim frumos în el, l-am și bătut, hai să nu murim, nice. Bă, că Rico e mort, l-a luat pe ăla în lumea lui, bă, avem 4 gemuri, Legereanus, nu? Hai să mă duc puțin aici, mă ajunge tot pe Squeak-ul ăla, dar parcă vreau să-l bat pe Rico ăsta, că ăsta poate să pună, mamă ce gadget a dat. A dat el gadget-ul, dar l-a dat cam devreme, știi, trebuie să ai timing pe Rico, pentru că dacă îl dai prea devreme nu mă omoară și dacă îl dai prea, de fapt nu, dacă îl dai prea târziu nu mă omoară din nou, că îl omor eu pe el. Vine, trebuie să-l dai la perfecție când sară în el, să-mi dea damage-ul la insane. Și acum, uite, nici acum nu l-a dat bine și totuși era să mă omoare. În fine, ne-am dat frumos ultimata, îl omorăm pe Squeak-ul ăsta, ca să nu ne pună probleme. De fapt, bă, l-am omorât în teorie, dar am murit și noi. Avem 8 gemuri, bun, bă, e ok, trebuie doar să nu ne riscăm pentru că n-are rost. Mă, ce hit-a dat ăla cu Rico, bine mă, banii mă, bine mă, bunifleandă mă, domnule, cum e mă, bani, bine, bine, ce vine mă, iepure, iepuroi, ce vine banii ăsta, în fine, avem 10 gemuri, s-a adus și meciul ăsta, s-a adus pentru băieții ăștia, hai mă, gata, la culcare, rank 35, sau cum zicem, rank 35, Miko. Bine, mă, bă, cât de legere cu win streak-ul ăsta. Incredibil, bă, cât de legere cu win streak-ul ăsta. Se fac trofeele într-o veselie. 1255, win streak de 13. Legereanus, mă, Legereanus. A făcut și Filip Cordelius la aproape 1300. Dar da, Legereanus. Cam atât și cu acest videoclip, eu nu-l sper că v-au plăcut, am pus niște meciuri destul de interesante, sper eu că au fost chiar ok pentru voi și desigur eu am fost așa și noi în data viitoare, numai bine, pa, pa!